cum se măsoară un debit? Domnișoara, eu cred că știe ce-i debitul. Dacă o luați tare, eu cred că oricine s-ar pierde. Practic, m-am trezit cu o fișă a postului în față. N-are ce să caute la dispecerat post, neavând elementii, nici măcar pentru școală, gimnazială. I-am transmis mesajul de a nu mai face numiri politici. Închipuiți-vă că un animal politic ca mine ar fi putut ajunge ministru. Eu nu pun limite la aspirații. Cum ați ajuns aici? Prin munca mea. Un dispecerat oaturilor unii nu este ca la un dispecerat de taxi. Acolo te trezești cu fenomene meteo periculoase, poate însemna vieți omenești. Mă numesc Gabi Musteață, sunt inginer în cadrul administrației bazinale de apă Prut-Bârlad și acum un an m-am decis să semnalez presei angajări ilegale făcute în cadrul administrației bazinale. Procedura de angajare era finalizată, persoana în cauză era angajată în cadrul Apelor Române. Avem o cotă de 155,87. Așa. Și ce înseamnă asta? E mult, e puțin? O cotă normală. Care sunt limitele cotei? Cum? Care e limita cotei? Cota măsoară... Stați puțin, să ne răspundă doamna angajată, că de asta este plătită, din ce înțeleg. A fost adus în cadrul administrației bazinale, nu avea niciun fel de pregătire în domeniu. Dă-i o șansă. E normal să dai o șansă unui proaspăt angajat atât timp cât ai nevoie de el. Trebuia instalat într-un compartiment cu responsabilități foarte mari în domeniul apărării împotriva inundațiilor, lucru cu care nu am fost de acord și am semnat la lucrul ăsta mai departe. Jurnaliștii de la Recorder au mers pe firul apei. Ancheta Recorder privind angajările trucate de la Apele Române. La departamentul care se ocupă de apărarea împotriva inundațiilor a fost angajată o tânără. Angajarea unei chelnărițe cu 5 ani de experiență la Master. Master Club. A fost o surpriză, ca să nu spun și o mică sperietură, nerealizând amploarea pe care o vor lua dezvăluirile Recorder. Ne-au speriat că, în general, și un stup de vespi când îl atâți și vii și îl răscolești, te poți aștepta la înțepături fără nicio îndoială. Și am scuturat cam tare stupul. Cred că chiar foarte tare a apărut în mod surprinzător și ancheta DNA-ului. La prima oră a dimineții, simultan, investigatorii anticorupție au descins la administrația bazinală de apă Prut-Bârlad și la alte două instituții. Cercetează modul în care s-au făcut angajări în ultimii ani. Ancheta a pornit după ce a ieșit la iveală angajarea pe pilea unei chelnerițe fără experiență pe post de inginer în cadrul companiei. Cei implicați au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu și pentru obținerea de foloase necuvenite. Combinația aceasta de avertizor de integritate, jurnalist de investigație și apariția organelor de anchetă, cred că este antidotul perfect pentru oamenii politici care înțeleg să iasă dintr-un cadru legal, într-o instituție anume. După dezvăluirea făcută de jurnaliștii Recorder, am fost destituit și din funcție și din cadrul administrației bazinale de apă Prut-Bârlad. Am mers în instanță, mi-am căutat dreptatea în instanțele de judecată. Am câștigat pe fond. În momentul de față mi-am reluat activitatea, sunt director tehnic în cadrul administrației bazinale de apă. M-am întors la locul de muncă de dinaintea dezvăluirilor, având mult mai multe activități. Ce s-a întâmplat cu directorul Petru Avram? Închipuiți-vă că un animal politic ca mine, exact ce spun în acea înregistrare, ar fi putut ajunge ministru. Eu nu pun limite la aspirații. Oricine, și dumneavoastră știți cum e, în desaga fiecărui soldat stă un baston de mareșal. Colegul meu, în mod surprinzător, consider că a căzut în propria capcană, a încercat să mă înlăture și până la urmă a fost înlăturat el din funcția de director de ABA. La momentul acesta, pe organigrama actuală, colegul lucrează în departamentul pe care îl coordonez și este subalternul meu. S-a făcut dreptate? Câteodată mă sperie lucrul acesta că da, s-a făcut dreptate, nici dacă gândeam eu dreptatea asta și o așezam pe hârtie, nu era așa.
după toată această poveste, lucrurile consider că s-au așezat într-o oarecare măsură în cadrul instituției. Toți cei care au fost detașați au plecat, toți cei care au intrat pe ușa din dos au plecat din cadrul instituției. Am sperat că lucrurile se vor îndrepta. Am avut colegi, care 7 colegi cu funcții de conducere, care au venit să semnaleze la rândul lor, chiar și muncitori care au înțeles că este un moment prielnic pentru a pune capăt nedreptăților din acea subunitate. Au început să prindă curaj. Au semnalat. Eu nu încurajez pe toți cei care constată că se petrec lucruri în afara cadrului legal să le semnaleze. Este o modalitate de a ne corecta împreună, unii pe alții, angajați, conducere, angajator. Dacă fiecare dintre noi așteptăm ca lucrurile să se schimbe de la sine, este o așteptare greșită. Lucrurile se schimbă datorită acțiunilor noastre sau inacțiunii noastre.